Echilibrul mecanic se referă la cazul în care un corp nu are tendința de a-și schimba starea de repaus sau de mișcare. Cu alte cuvinte, nu are nici accelerație liniară, nici accelerație unghiulară. De aceea, avem două tipuri de echilibru. Echilibru static, în care corpul este în repaus, și echilibru dinamic, în care corpul este în mișcare. Și pentru că există două tipuri de mișcări, de translație și de rotație, există și două tipuri de echilibru. Echilibru de translație, respectiv echilibru de rotație. Deoarece un punct material nu poate avea mișcare de rotație, în cazul lui echilibrul poate fi doar de translație. Echilibrul de translație se realizează dacă asupra punctului material sau a unui corp nu acționează forțe sau dacă rezultanta tuturor forțelor care acționează este zero. Echilibrul de rotație se realizează dacă asupra corpului nu acționează momente ale forțelor sau dacă momentul rezultant al tuturor momentelor care acționează este zero. Aceste condiții ne arată că un corp poate fi în echilibru de translație fără a fi în echilibru de rotație și invers. În câmp gravitațional, echilibrul poate fi stabil, instabil sau indiferent. El este stabil pentru poziția în care energia potențială este mai mică decât în oricare poziție vecină. Este instabil pentru poziția în care energia potențială este mai mare decât în oricare poziție vecină și este indiferent dacă energia potențială nu depinde de poziția corpului. În cazul poziției de echilibru stabil, dacă scoatem corpul din această poziție, el revine de la sine în poziția de echilibru. Dacă echilibrul este instabil, corpul scos din poziția de echilibru se îndepărtează de aceasta. Iar dacă echilibrul este indiferent, după deplasarea corpului într-o poziție vecină, acesta nu are tendința nici de a se îndepărta, nici de a reveni în poziția inițială. Echilibrul mecanic depinde de felul în care variază energia potențială, iar sistemele mecanice au tendința de a ajunge în configurații în care energia potențială este minimă, adică în starea de echilibru stabil. O mare importanță are echilibrul corpurilor care au o bază de sprijin. Aceasta este fie suprafața cu care corpul este în contact cu suprafața pe care este pus, fie suprafața delimitată de punctele de sprijin ale corpului, de pildă suprafața roșie de sub această masă. Un corp pus pe o suprafață orizontală este în echilibru, deoarece asupra lui acționează două forțe egale, în modul, dar de sens contrar. Greutatea în jos și o reacțiune din partea suprafeței pe care se găsește orientată în sus. Dar atenție, această reacțiune nu este reacțiunea la greutate, ci la apăsarea pe care o produce corpul asupra suprafeței. Centrul de greutate al unui corp este punctul de aplicație al rezultantei tuturor greutăților particulelor din care este alcătuit corpul. Deoarece, de regulă, pentru corpuri mici greutățile sunt paralele, trebuie să știm să calculăm rezultanta și poziția punctului ei de aplicație pentru cazul forțelor paralele. Pentru asta folosim formulele pe care le vedeți acum. Corpurile cu bază de sprijin sunt în echilibru dacă verticala coborâtă din centrul lor de greutate cade în interiorul bazei de sprijin.